Mai mult de un sfert din venitul minim, un venit lunar care intră în casele foarte multor români, este consumat doar pe alimentele de bază. Plus și alte cheltuieli lunare, salariu minim îi face pe cetățeni să trăiască de pe o zi pe alta, motiv pentru care țara noastră se află în topul negativ ca valoare a salariului minim în lume. Salariul minim a fost majorat cu 70 de lei brut, însă creșterea nu acoperă nici măcar scumpirea alimentelor. Astfel, un sfert din venitul minim va fi alocat alimentelor de bază. Astfel, aproape un sfert din venitul minim va merge doar pe alimentele de bază. Cetățenii cunosc nivelul traiului, considerând că de vină trebuie să fie cineva, iar soluții ar fi mai multe, însă nimeni nu-și dă interesul. Soluții, dar numai voința politică să fie de acord cu ceea ce se cere, adică și mai e o problemă foarte mare, pentru că marea majoritate a populației aptă de muncă, a populației care fac copii, e plecat afară. Deci statisticile spun puțin, 3 milioane acolo, dar cred că sunt vreo 6 milioane de români plecați care muncesc afară și plătesc impozite afară. Au încercat să impoziteze și în țară, dar nu mi se pare o soluție, pentru că ei muncesc acolo și plătesc taxe, e normal să plătească taxe acolo, dar trebuie făcut ceva să-i aduci înapoi, dar cu niște salarii decente ca acolo, nu ca aici, că nu vine nimeni pe 200 și ceva de euro. De cât acolo de la guvernare, cine să fie de ină? Acum cu pandemia asta, mă pun în față că nu au bani, nu au ăștia și asta este la noi. Ce să facem? Așteptăm și mine pe economie și pensiile să mărească. Dar dacă nu este niciun venit de undeva cu pandemia, că am făcut și n-am adres și ar rămâne baltă fără niciun bani. Trăim pe ce putem. Ia spune-mi. Coșul de cumpărături creat în scopul raportului dintre acesta și salariul minim este format din pâine, lapte, orez, brânză, carne, fructe și legume. Prețul total al acestor produse alimentare de bază se ridică la 337,22, ceea ce reprezintă 7,1% mai mult decât în 2020.